supărat. Romario Benzar alături de mine, cum spuneai și tu. Ce simți în aceste momente? Cum a fost azi? Sunt puțin frustrat pentru că dacă am fi marcat prima repriză, eu zic că am fi reușit să închidem jocul și să câștigăm cele 3 puncte. Da, pula! Prima repriză ne-a aparținut nouă în totalitate, am luat câteva ocazii. Lasă-i mă să tang cu greșelile lor. Marea a doua repriză i-au venit peste noi, am căzut puțin fizic. Dar așa este în fotbal, dacă ratezi, până la urmă rezultatul de calitate este un rezultat meritat. Ce-și fac? Nu am ce face. Greu pentru voi în acest sistem? Da, păi... Aș vrea să te exclud pe tine, dar ai jucat în această echipă pentru că ai făcut-o bine azi. Da, păi, la mine, nu vezi la mine, acolo, acolo am fost și... Eu și la echipa de club împing foarte mult și la tot la echipa de club împing foarte mult. Acest sistem l-am pregătit toată săptămâna. Eu zic că ne-am descurcat foarte bine, mai ales în prima repriză, unde am venit cu centrări, i-am pus în dificultate. Da, pula! Și în continuare mai avem de lucrat și trebuie să câștigăm în Polonia dacă mai vrem să mai sperăm la calificare.